După ce 13 țări europene au renunțat la vaccinul AstraZeneca, încă un refuz vine din Lituania. În schimb, Belgia și Marea Britanie spun că vaccinul este 100% sigur. Serul AstraZeneca a fost suspendat în urma raportării unor tromboze și probleme asociate la persoanele vaccinate. Austria a fost prima țară care a scos din circulație vaccinul după ce o asistentă medicală a murit din cauza unor probleme de coagulare a sângelui. În timp ce mai multe țări din Europa serul generează îngrijorare, Belgia și Marea Britanie spun că vor continua să-l folosească. Dominic Raab, secretarul de externe britanic, motivează decizia. The MHRA is very clear the vaccine is safe, people should take it. The EU's own regulator has been equally clear there's no case to suspend the rollout on the continent. And the WHO, the World Health Organization, has also been clear. So this vaccine is safe, people should take it, it is saving lives. Virusologul belgian Yves Van Lathem susține că a analizat dovezile științifice și că nu există motive pentru suspendarea vaccinului. La Belgique a décidé de poursuivre la campagne de vaccination avec le vaccin AstraZeneca tel qu'il était entamé. Ceci est important parce que ceci est basé sur des données scientifiques et nous avons voulu rester le plus scientifique possible dans la tourmente médiatico-politique qui agite actuellement l'Europe à ce niveau-là. Agenția Europeană a Medicamentului a anunțat că o concluzie cu privire la vaccinul AstraZeneca va fi luată mâine. The experts will then carry on their assessment and they again will meet on Thursday to come to a conclusion on the full information that has been gathered and to advise us as to whether there are any further actions that need to be taken.